World of Tanks. Joacă gratuit pe tankist.ro. Din nou în transmisiune directă cu sala sporturilor Ioan Kunz-Gher Mănescu din București. SM București conduce HC Municipal Slobozia la pauză cu 18-6. A fost o primă repriză dominată total de CSM București, așa cum era și normal. Foarte multe goluri înscrise pe contraatac, pentru că pericolul din partea Sloboziei a fost unul minor pentru apărarea CSM-ului. Foarte multe mingi interceptate. Extremele au alergat foarte bine, și Hagman și Mehmedovic, de asemenea Curea a avut și ea câteva reușite splendide în prima repriză. Foarte bună evoluție Elenei Grubișici, de asemenea portarul CSM-ului. A avut inclusiv o dublă paradă la jumătatea primei reprize. Va apăra în repriza a doua Paula Ungureanu. Jumate-jumate împart portarii CSM-ului timpul de joc. O repriză cu o repriză. Grubișici titular astăzi. Paula Ungureanu va apăra în repriza a doua. O veste bună din Cehia. În Cupa EHF, Zalăul a învins pe Most cu 25-22. Zalăul în acest moment pe locul al doilea în grupa D a Cupei EHF, 4 puncte, 1 în spatele norvegienelor de la Larvik. Reamintesc că în aceeași competiție Craiova a pierdut în Rusia la Krasnodar 26-28. Craiova este pe locul al treilea în grupa A după Brest și Krasnodar în fața lui Randers. Craiova va juca săptămâna viitoare, sâmbătă, împotriva celor de la Krasnodar. Returul, meciul va fi în direct pe DigiSport. Iombla a intrat pe interstânga în repriza a doua. Bazaliu e centru, angajează acum pe Oana Manea. Frumoasă acțiune a CSM-ului, gol marcat de Oana Manea. Rulează jucătoarele Hele Thompson. Am văzut în prima repriză la timeout-ul cerut de danez cum Cristina Neagu încerca să ascundă o schemă făcută acolo de Hele Thompson. Va fi o concentrare foarte mare pentru meciul de vineri, 8:30 seara, împotriva campioanei Europei Ghior. Jucătoarele de la CSM București vor face antrenamentele în această săptămână, în săptămâna care începe mâine, în sala polivalentă, pentru a se obișnui cu suprafața, pentru a-și lua repere în fața meciului atât de important cu Ghior, meci care va stabili lidera grupei. Cele două echipe, CSM București și Ghior, pornesc faza a doua grupelor de pe primul loc. În grupa lor, campioana mondială Neon Blau obține aruncare de la 7 metri. Iată o imagine pe Nosian Neon Blau, 27 de ani. În 2016 joacă la CSM București, a venit de la Fleury Loire, care a luat titlul în Franța în 2015. Amanda Kurtović, jucătoarea norvegiană, execută aruncarea de la 7 metri, gol marcat de Kurtović. Iată și mesajul suporterilor pentru Isabelle Gulden. Bela rămâi la CSM București, curtată intens Isabelle Gulden de Nantes din Franța. Care de la 7 metri acum pentru HC Slobozia. O veste importantă din tabăra celor de la Ghior, viitoarele adversare ale CSM-ului. Extraordinară parada Paulei Ungureanu de la 7 metri în fața Ralucăi Dăscălete. Spuneam, Eduarda Amorim s-a accidentat la mână în meciul cu MTK Budapesta din campionatul Ungariei și nu va juca 6 săptămâni.
Iată Ghior lipsită de una din jucătoarele puternice ale sale. O veste bună pentru CSM București. CSM București, Ghior și Rostov vor lupta pentru locul întâi în faza a doua a grupelor, în grupele principale din Liga Campionilor, pentru a avea un adversar accesibil în sferturile de final ale Ligii Campionilor. Lucian Iombla a încercat să angajeze pivotul. O schemă eșuată acum. Andrei Enescu, dă scălete. Enescu, Ioana Georgescu, pătrunde, forțare, cred că a făcut și pași înaintea forțării. Niombla, faultată Niombla, aruncare de la 9 metri, execută Oana Manea. Niombla, Curea, Niombla, Basaliu, Niombla pentru Iulia Curea. Gol pe colțul scurt marcat de Iulia Curea. Festival de goluri dat de campioana României. 21-16, minutul 35. Nicio reacție din partea lui HCM Slobozia. Destul de tăcut pe bancă și Gheorghe Covaciu. Dă scălete. Aruncare de la 9 metri acum la pătrunderea Ioanei Georgescu, faultată de Jacobsen. Dă scălete. Enescu lasă mingea în extrema stângă. Primește din nou Andreea Enescu, depășire și aruncare de la 7 metri. Să vedem dacă tot Andreea Enescu va executa aruncarea de la 7 metri. Nu, Ioana Georgescu vine să execute. Ceva mai devreme Raluca Dăscălete a ratat aruncarea de la 7 metri. O apărare parată de Paula Ungureanu cu piciorul. Georgescu înscrie. 21-7. În prima etapă a campionatului, CSM București s-a impus la Slobozia cu 37-29. De asemenea, CSM București a învins Slobozia cu 34-19 în optimile de finală ale Cupei României. Hurtovici înscrie. Se accidentează. Sperăm că nu este ceva grav. A rămas Amanda Hurtovici prăbușită. Primește îngrijiri medicale. Cred că a fost lovită la față. Da. Primit-o o palmă peste față atunci când își lua elanul pentru aruncare. Ne reamintesc tot astăzi în Liga Florilor, Corona Brașov a învins cu 28-27 în deplasare pe Bistrița. Primul meci pentru cuplul de antrenori Vasile Curițeanu, Dragoș Dobrescu. Romana a învins la Cluj 30-25. O victorie și o înfrângere pentru echipele românești în cupele europene, în Cupa EHF. Craiova a pierdut 26-28 la Krasnodar. Zalăul a învins cu 25-22 în Cehia la Most. Ioana Georgescu. Enescu aruncă, apără Ungureanu. Aplauze pentru Paula Ungureanu. Spuneam că Municipal Slobozia are o accidentată, Alina Ilie, accidentată la menisc și a reluat alergările.
s-a antrenat însă de două săptămâni. De asemenea, n-a fost folosită astăzi, chiar dacă este pe foaia de joc, Iaroslava Burlacenko, pivotul Sloboziei. Gol marcat acum de Bianca Vazaliu. Mă uit pe banca CSM-ului, Hele Thompson are o discuție cu Niombla. Enescu, dă scălete. Enescu, Georgescu. Enescu, dă scălete. Plimbă mingea la 9 metri jucătoarele de la Slobozia. Acum o aruncare slabă de pe picioare, contraatac al CSM-ului pentru Hagman, care încearcă să voleibaleze. Călcat însă semicercul. N-a fost o lansare rea, după părerea mea, Paulei Ungureanu mai bine n-ar fi reușit să o dea. N-a calculat însă Natalie Hagman foarte bine pașii. Ienescu. Dă scălete, Georgescu. Continuare țin mingea mult jucătoarele de la Slobozia, dar cu greu ajung să pună în pericol poarta CSM-ului. Aruncă de pe picioare, dă scălete, apără din nou Paula Ungureanu. Aplauze pentru Paula Ungureanu. În formă cei doi portari ai CSM-ului, dar și pentru că au fost foarte bine ajutați de apărare. Încă 20 de minute din această partidă, 23-7 scorul în favoarea CSM-ului. Niombla în centru, Vazaliu aruncă în vinclu, excelentă aruncarea Biancăi Vazaliu. Extrema stângă, ratează Cătălina Sava. Din nou Paula Ungureanu la post. A ajuns mingea și la extrema stângă în sfârșit, dar tânăra de 20 de ani, Cătălina Sava, a ratat. Spuneam, obiectivul Sloboziei, evitarea barajului și implicit evitarea retrogradării. CSM București este pe cale să obțină cea de-a 14-a victorie în acest sezon. În sezonul intern n-a mai pierdut din etapa a treia campionatului trecut, atunci când a suferit o înfrângere la Brăila. Ioana Georgescu, dă scălete, Pătuleanu, pivot de ocazie în continuare la Slobozia, Irina Marchidanu. Greșește Pătuleanu, din nou contraatac pentru CSM București, Curtovici acum, Curtovici reușește să înscrie. Provine din extremă dreaptă Amanda Curtovici, a avut același traseu ca al Norei Morg, care a fost mai întâi extrema dreaptă, apoi a devenit Inter, s-a consacrat pe postul de Inter. Aleargă foarte bine Amanda Curtovici, ați văzut ce explozie a avut pe contraatac. 25-7, timeout pe care l-a cerut Gheorghe Covaciu. Sezonul trecut, Slobozia a pierdut la 8 și la 7 goluri duelurile cu CSM București. S-au întâlnit cele două echipe și în Final Four-ul Cupei României, CSM l-a învins cu 37-28. Slobozia a pierdut apoi și finala mică cu Bistrița, 31-32.
În această etapă a 14-a se mai joacă meciurile Dunărea-Brăila, Danubius Galați, Universitatea Cluj cu Măgura Cisnădie, Slatina Rapid, Vâlcea, Corona Brașov, Bistrița, Craiova și Zalău Roman. Prima etapă din retur. Găscălete, o depășire frumoasă și încă o ratare. De data asta din extrema dreaptă, Mădălina Toma, Paula Ungureanu, din nou extraordinară în poartă. Singur gol primit în 12 minute de CSM București și de Paula Ungureanu în repriza a doua. Niombla, Curtovici, Niombla, Bazaliu, Niombla, Curtovici, Niombla încrucișează cu Bazaliu, Curtovici încearcă depășirea, îi pasează Biancăi, Bazaliu care expediază o nouă bombă în poarta municipalului din Slobozia. Dezamăgită Ana Maria Inculeț. Excelentă aruncare a Biancăi, Bazaliu, 26-7, se apropie de diferența de 20 de goluri CSM București în duelul cu Slobozia. Aruncă și înscrie foarte hotărâtă Ioana Georgescu. Și au o jucătoare tânără, 22 de ani, născută la Giurgiu, formată de Nova Force Giurgiu, mai juca la Ploiești și la Craiova. În 2016 a venit la Slobozia. Hele Thompson se pregătește să schimbe liniile. Le văd pe Jorgensen, pe Frafjord, Mike Medovic și Udriș Toiu, ridicate în spatele băncii CSM-ului. Fac mișcări de încălzire, probabil că vor intra pe teren la atacul următor. Deocamdată Bazaliu, o depășire, pași în faul, 9 metri. Fără probleme arbitrajul celor doi tineri, Paul Iacob și Silviu Savu. Curtovici, amenințare de joc pasiv, Nion Blau angajează excelent pe Oana Manea, pivotează și înscrie Oana Manea. Ce absență uriașă a fost Oana Manea la campionatul mondial din Germania. Schimbare de portar la Slobozia, a intrat tânăra de 18 ani, Cristina Oancea. N-a fost validat golul Oanei Manea, aruncare de la 7 metri, fructificată însă de Amanda Curtovici. Călcase semicercul Oana Manea, dar foarte frumoasă acțiunea CSM-ului. Suntem la jumătatea reprizei a doua, reamintesc, vineri de la 20:30 de minute, în direct pe Digi Sport 1, meciul din polivalentă dintre CSM București și Ghior. Un meci care a fost în 2016 finala Ligii Campionilor și care poate oricând reprezenta un ultim act spectaculos în Liga Campionilor. Ghior a învins Vardar în finala Ligii Campionilor din sezonul trecut. Vardar însă a fost foarte aproape de o dublă istorică, să câștige Liga Campionilor și la fete și la băieți. Oana Manea calcă semicercul acum. Georgescu, faultată de Curtovici. Georgescu, pași în fault, 9 metri pentru Slobozia. Recuperează Udriș Toiu, contraatac Curtovici, atenție, Curtovici reușește să treacă de 3 jucătoare și să înscrie. E bine că
prima jucătoare care a fost lângă Kurtovici la acest contraatac nu a faultat, s-ar fi putut solda o eventuală intervenție neregulamentară cu accidentare. N-a fost cazul. 28-8, 20 de goluri în plus pentru CSM București. Se profilează cea mai impunătoare victorie a CSM-ului în Liga Națională în acest sezon. Mehmedović se oprește, dar ajunge pe semicerc. Cred că a fost împinsă Mehmedović. Se uită către unul din arbitrii. Au lăsat jocul să continue. Cea mai clară victorie a CSM-ului până în acest moment în Liga Națională a fost la Bistrița, 46-27. A fost depășită această diferență în acest moment. Tăscălete reușește să înscrie pe al treilea gol al Sloboziei în repriza a doua. Haideți că n-am mai strigat de mult. Haideți cu Toma. Ion Blan, centru, Bazaliu, Inter, stânga. În dreapta Jorgensen, Udriș, Tăiu, Mehmedović, cele două extreme și pivotul Frafior. N-a mai jucat în repriza a doua Cristina Neagu. Mă uit pe bancă, este ultima cu bluza de training pe ea, probabil că nu va mai intra în repriza a doua. Gol marcat de Maida Mehmedović. Maida! 29-9. Reamintesc o informație importantă pe care mi-a furnizat-o colegul meu Costi Prună. Eduarda Amorim nu va juca vineri la București. Jucătoarea de la Ghior s-a accidentat la mână vineri în duelul cu MTK Budapesta din Liga Ungară. Tot în acel meci însă a revenit daneza Hansen, care a dat 5 goluri, a revenit după accidentare la spate. Între timp nu primește aruncare de la 7 metri Andreea Pătuleanu. Nici acum nu este puțină lume la meci, dar la duelul cu Ghior, cu siguranță sala polivalentă va fi arhiplină. Minge ajunge în extrema stângă la Cătălina Sava. A aruncat Georgescu. A apărat din nou cu piciorul Paula Ungureanu. Încă 10 minute din acest meci. Repetiție, nici nu știu cum să-i spun, reușită prin prisma scorului și a reușitelor din apărare, a golurilor marcate pe contraatac, al evoluției portarilor. Ion Bla încearcă să o angajeze pe Frafior. Au interceptat cele de la Slobozia, care pleacă pe primul lor contraatac, dacă nu înșel, cel puțin din repriza a doua, cu siguranță. Pătuleanu, Dăscălete, Georgescu, Dăscălete, aruncă Dăscălete foarte frumos și reușește să înscrie. Am văzut târziu mingea Paula Ungureanu, n-a avut timp de reacție. Ion Bla, într-o acțiune caracteristică, ratează Udriștoiu, nu reușește să recupereze. 29-11. O
văd mulțumită și pe Helle Thompson, deși este pregătită să ceară timeout. O antrenoare care a confirmat la echipele naționale, are medalie cu Suedia și are două medalii, un argint european și un bronz mondial cu naționala Olandei. De asemenea, a calificat Midtjylland în primul Final Four al Ligii Campionilor de când s-a schimbat competiția, formatul ei. Helle Thompson face echipă excelentă cu Adrian Vasile, câștigătorul Cupei Challenge cu Steaua în 2006. Helle Thompson a mai câștigat și Cupa EHF în 2011 cu Midtjylland. A doua adversară a CSM-ului în grupa principală a Ligii Campionilor va fi Midtjylland. Meciul este în deplasare între cele două dueluri de forță ale CSM-ului cu Gheor și Rostov de pe teren propriu. Aneta Udriștiu execută aruncarea de la 7 metri și înscrie golul 30 al CSM-ului în duelul cu HC Municipal Slobozia. Atac al Sloboziei. Georgescu. Georgescu dă scălete. Botuleanu. Mingea a ajuns și în extrema dreaptă la Toma. Faultată dă scălete de Jakobsen. Din nou dă scălete. Amenințare de joc pasiv. Georgescu se întoarce, îi pasează lui Tăscălete, care aruncă bine la poartă. Făcălește pe Paula Ungureanu. Mingea a atins bodeaua în fața piciorului Paulei Ungureanu. Niombla pentru Bazaliu. Aruncare cu efect a Biancăi Bazaliu. Super golul marcat de jucătoarea CSM-ului. Bianca Bazaliu are 20 de ani. Joacă la CSM București din 2014, a venit de la LPS Slatina, campioană mondială de junioare și golgheter a turneului final în 2014, 76 de goluri. Ioana Georgescu. Ce aruncare frumoasă, Andrei Pătuleanu. Reușește să înscrie, iată, pe finalul jocului mai multe goluri, cele de la Municipal Slobozia. Acum Bazaliu! Ce torpilă! Extraordinar golul marcat de Bianca Bazaliu. Superbă reușită jucătoarei CSM-ului. Aplaudată de pe bancă de Niombla. 32-13. Pătuleanu dă scălete. Pătuleanu a intrat în ultimele 5 minute ale meciului. Georgescu până în extrema stângă la Sava. Nici o problemă nici la acest atac pentru apărarea CSM-ului. Apără Paula Ungureanu, recuperează Jakobsen. Mehmedović pe contraatac înscrie. Golul 33-13. Din nou CSM București reface diferența de 20 de goluri. Ar fi recordul în această ediție a campionatului.
de Scălete. Georgescu, Potuleanu, de Scălete. Aruncă slab Ioana Georgescu. Nu declanșează contraatacul jucătoarele CSM-ului acum Mehmedović. Se oprește Mehmedović, îi pasează lui Niombla. Bazaliu, Niombla, Mehmedović, liberă! Ce gol frumos și pentru Maida Mehmedović! Toată lumea scrie, toată lumea este bine. CSM București, să sperăm că va câștiga duelul cu Gheorghe. Ce meci însă va fi acela, infernal. CSM București împotriva echipei antrenate de selecționerul României, Martin Ambros. Bătuleanu se înalță, aruncă, apără Paula. Line Jorgensen. Niombla, Bazaliu. Cam luat jocul pe cont propriu în ultima parte. Bianca Bazaliu a reușit să înscrie câteva goluri excepționale. Bazaliu, Niombla, Jorgensen, Niombla, Bazaliu, Bazaliu, aeriană, Mehmedović! Nu mai are timp să placeze aruncarea. Inculeț a stat pe picioare și mingea i-a venit în brațe. 2 minute din meci. De Scălete. Calmează atacul Pătuleanu. Inculeț vine la schimbare. În locul său intră Cristina Oancea. 18 ani, prinde câteva minute împotriva dublei medaliate de la Final Four-ul Ligii Campionilor. Greșește Ioana Georgescu, contraatac, Udriștoiu. Udriștoiu, Udriștoiu, aeriană, Mehmedović reușește să înscrie de data asta. Finalizează aeriana, 35-13 scorul. Când intrăm în ultimul minut al meciului, nou record de diferență stabilită de CSM București în acest campionat. Ultimul minut al acestei partide a fost extraordinar. Ne-am pregătit, eu zic cum se cuvine pentru meciul de vitele viitoare cu Gheorghe. De Scălete. Ioana Georgescu. Din nou Georgescu. Aruncare deviată, va fi aruncare de la colțul terenului pentru Slobozia. Ultimul atac al echipei pregătite de Gheorghe Covaciu. De Scălete. Pătuleanu. De Scălete, amenințare de joc pasiv. Ioana Georgescu, de Scălete, aruncă. Mingea este din nou deviată. Încă 15 secunde. Pătuleanu, de Scălete, aruncă pe centrul porții. Încă o parada a Paulei Ungureanu, care aruncă din poartă în poartă. Și o intervenție pentru tânăra Cristina Oancea la aruncarea adevărată a Paulei Ungureanu. CSM București reușește să câștige cu 35-13 duelul cu Slobozia. Un meci la discreția campioanei României, care însă va trebui să joace poate de 10 ori mai bine împotriva lui Gheorghe pentru un rezultat fantastic al handbalului din România. Aceasta a fost transmisia din sala polivalentă Ioan Kunst Iermănescu. Ne reauzim vineri 20:30 de minute la meciul dintre CSM București și Gheorghe. Eu sunt Severin Călinescu. La revedere! Mai ții minte când suflai în doză ca să o cureți înainte să o desfaci? Ei bine, tu bordetonul cu dozele curate. O nouă folie de protecție pentru ca doza ta să fie curată de la bun început și tu să poți să o bei liniștit în orice loc.